Dar bună dimineața! Bună dimineața, începe cea de-a treia parte cu cap în zori. Suntem tot noi, Fereșteanu, Sabău și Cobuț. Așa, și ca să părem și noi inteligenți, nu de alta, că e nevoie, vă spuneam la începutul emisiunii. Suntem. Suntem, da. Păi da. Da, să și arătăm. Să și arătăm. La începutul emisiunii vă spuneam că s-au împlinit astăzi 105 ani de la publicarea teoriei relativității a lui Einstein și am găsit câteva lucruri interesante despre el. Asta în cazul în care nu știți. Ai auzit despre Einstein? Eu am fost acasă la casa lui în Elveția, la casa lui Einstein, da? Eu sunt fan Einstein, mi-e place foarte tare de Einstein. Știați că și nevastă sa era inventatoare și foarte multe invenții le-a luat Einstein pe numele lui, pentru că pe vremea aceea femeile nu puteau să aibă un nume să poată lua o invenție pe numele lor. Și apropo de nevasta lui, cred că te referi la Minella? Da, era ultima lui nevastă. Ultima lui nevastă. Am aflat că ea a pus o condiție atunci când Einstein a intentat divorțul. A anticipat cumva că va câștiga premiul Nobel și a pus o condiție. Sunt de acord să divorțez de tine doar dacă, atunci când vei câștiga premiul Nobel, mi-l vei da în bani. Sub formă de bani. Da. Și Einstein a fost de acord, l-a vândut 2 ani mai târziu, atunci când a câștigat premiul Nobel, și i-a dat banii. Știu că suma era undeva peste 30.000 de dolari. Pe vremea aceea, o avere. Da, Nobelul atunci valora undeva peste 30.000 de dolari. Nu știm acum care mai e valoarea unui premiu Nobel în bani, dar 30.000 de dolari. Trebuie neapărat să ne punem la curent cu aceste detalii, pentru că îți dai seama, avem șanse reale să câștigăm. Dacă și luăm un Nobel și nu știm cât costă. Exact, și nu știm ce valoare are, mai ales noi. Stau și muncesc toată ziua degeaba. Și nu știm cât costă Nobel. Nu știu cât costă acest Nobel și nu știu ce valoare are și eu de ce inventez tot ce inventez. Da, ești inovator, te-am văzut. Eu sunt. Da, te-am văzut. Păi cum să nu? Exact. Mileva atunci a cumpărat 2 apartamente din chiria cărora a trăit toată viața asta cu suma pe dar care a luat. Dar tot în Berna, în Elveția? Sau... Da, da. A avut un trai modest. Deci nu... Ei general au avut un trai modest. Mm. Da. Da. Vreau să vă spun că pe mine și pe Einstein ne mai leagă lucruri. Am început să vorbim abia la vârsta de 3 ani. Și tu tot la 3 ani? Da. Da, tot despre el se spune că a fost un copil care învăța mai greu, apoi a fost de neoprit. Și tu la fel? În clasa 1 n-am fost cel mai bun din clasa, dar după... Ai, tot așa de neoprit? Nu mă vezi? La vioară când... Aici să știi că încă nu am vrut. Asta face diferența. Am vrut să existe totuși niște diferențe între mine și Einstein, am zis. Să nu mă confundați. Nu mă confundați, vorbim mai târziu. În clasa 1 niciunul n-a învățat prea bine. Păi nici vioara, acum să am vreun talent și la vioară. Nu, nu-l copia, lasă-l. Eu chiar nu am vrut să-l copiez. Pur și simplu, destinul nostru, într-un punct... La fizică te pricep? Eu? Da. Doamne, știi cum sunt pe... Dacă... Teoria relativității, vreți să vă spun? Hai, te rog. Există teoria relativității restrânse și teoria relativității generale. Dacă doriți să vă spun mai multe detalii despre asta, puteți intra pe Instagram-ul nostru cu capul în zori sau pe Facebook-ul nostru cu capul în zori, acolo unde voi ține un curs în exclusivitate pentru toți cei care se trezesc dimineața și încep alături de noi. Acolo avem ziua. Și ecuația de la tine, nu? Care ecuația? Ecuația relativității. Lăsați-o pe mai târziu. Asta vreau să o numesc și eu, chiar această ecuație. În viața asta întotdeauna este vorba despre o ecuație. Ceva cu ceva dă o sumă. O ecuație, atât am spus. Uite, vezi, teoria relativității. Măi, adevărul e că relativ este cam totul în totul viață. Totul este relativ, adevărul ăsta. Totul este relativ. Nu e așa, Andra? În viață totul este relativ. Bine v-am regăsit, dar depinde din ce unghi privești. Ideea este că eu cred că timpul și distanța dintre noi este relativă, așa că e ca și cum suntem împreună în fiecare zi, chiar dacă nu sunt în fiecare dimineață. Cine și-a făcut temele în această dimineață? Cine a venit cu tema scrisă? Da, în palmă, aici, de obicei am scris în palmă tot ce e nevoie să spun. Glumesc. Hai să vedem știrile în câteva momente. Bunătate și bunătate. Acestea au fost știrile. Îmi pare rău că nu am și eu să pulverizez parfum de brad aici în platou, dar mă străduiesc. Lasă că nu-i timpul pierdut. Poate o să avem un brăduț drăguț aici. O să avem cu siguranță. Parfum am eu, dar parfum de Fremi în această dimineață. Miroase a 200 de lei în vouchere de cumpărături în cadrul supermarketurilor Auchan. Pentru asta îl mulțumim partenerului nostru.
Telefonul este deja afișat pe ecran, iar regulile le cunoașteți. Mm-hmm. Și ar trebui să mai lansăm o întrebare. Și mă gândeam, ce lipsește în platoul nostru, apropo de ce a zis Sandra? N-ați fost atenți? Brătuțu, brătuțu. Angie, foarte simpatică. Brătuțu, brătuțu. Lipsește brăduțul? Da, păi, da, vine Moș Nicolae. Da, da, brăduț. Hai să avem și noi un brăduț. Ne dorim un brăduț. O brăduț. Doamna Radu este alături de noi în dimineața aceasta. Bună dimineața, doamna Radu! Bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani, la mulți ani tuturor românilor. La mulți ani! De pretutindeni. Corect, că bine ziceți, doamna Radu, v-ați trezit de la ce oră astăzi? La 7:50. Oh, fix când am început noi, 5 minute mai devreme, ca să exact puteți porni. Exact, în fiecare zi, la aceeași ora la care mă trezesc cu dumneavoastră, îmi beau și cafeaua și după dată plec la serviciu. Să rămână, vă mulțumim din tot sufletul. De unde sunteți? Din București. Din București, de aici, suntem vecini, cum ar veni. Avea o întrebare a mea, Liza. Ce ne lipsește, doamnă, în platoul acesta? A zis Sandra mai devreme că ne lipsește un... Ce se împodobește de Crăciun? Un brăduț! Un brăduț era, iată, aici voucherele. Vin repede spre dumneavoastră. Dacă rămâneți pe linia alături de colegii noștri ca să aflați exact cum puteți... Mulțumesc! Sărbători fericite, doamna Radu! Mulțumim tare mult că sunteți cu noi în fiecare dimineață. Vine el și brăduțul. Am primit eu o informare de sus. Da? O să avem brăduț? În sus, uite-te, Angie. Acum a venit. Când dacă voi veți cânta obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde, tu ești copacul. Bravo, Bianca! Ia zi-ne tu, apropo de asta, cum e vremea pentru brăduț, că nu vine pe orice temperatură așa. Așa, bun, zen, gata. Astăzi, în București, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, iar acum se semnalează ceață. Temperatura maximă va fi de 3 grade. În țară, în sudul, estul și parțial în centrul țării, va fi ceață, ce se va asocia pe suprafețe mici cu chiciură, fulguieli sau burniță. În Dobrogea, mai ales dimineața, vor fi posibile precipitații slabe sau mixte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu maxime în marile orașe cuprinse între 1 și 6 grade. La munte, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în masivele sudice și sud-vestice, mai ales pe creste. Maximele vor fi cuprinse între minus 5 grade în Ceahlău și 3 grade la Stâna de Vale. Vă doresc o zi excelentă cu brăduți! Împodobiți, auzi? Apropo, când vom avea brad aici în platou, propun să aducă fiecare de acasă cât un glob, ceva. Trebuie să cumpăr. Trebuie să-mi fac acasă globul? Nu mai am, că m-am mutat și nu mai. S-au pierdut pe drum. Dacă și cine spun... n-are casă? Și dacă eu vă spun că n-am glob, înțelegeți ceva de aici? Auzi, aduc dacă eu nici pentru eu, nici Bianca. Bine, noi îl semnăm. Uite, are și Rodica. Are Rodi și ne aduce Rodica niște globulețe. Și aduc și eu și gata, și le împodobim împreună. Și facem brăduț, da? Facem așa? Așa facem, așa facem. Eu v-am zis că nu suntem și propuleți. Și eu pun un morcojel, punem un măruț, punem un altă. Da. Corect, corect, că bine zici. Astăzi Irina Mohora se află la un cabinet stomatologic și ne vorbește despre îngrijirea danturii după protezare și implant. Bună dimineața, Irina! Gata. Bună dimineața, dragilor! Cineva spunea că zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău sau sub mască, dacă ne raportăm la vremurile pe care le trăim, dar indiferent de vreme sau de vremuri, sănătatea orală este extrem de importantă pentru sănătatea întregului organism. Un stil de viață nesănătos, carii, boli parodontale, sunt factori care favorizează pierderea dinților naturali. Dar dacă suntem în această situație, soluții se găsesc. Ce facem după aceea, care este următorul pas, ne spune invitata mea de astăzi, doamna doctor Diana Ceavi. Bună dimineața, doamna dimineața. Doctor! Să începem discuția cu curiozitate. Care este cel mai tânăr pacient căruia ați pus implant dentar, pentru că observ că tot mai mulți tineri își neglijează sănătatea orală
și ajung să aibă destul de devreme probleme grave. Da, într-adevăr, se vede o scădere a vârstei, undeva pe la 20-25 de ani. Cel mai tânăr pacient al meu, căruia am pus implant, a fost 24. De vreme, nu? Foarte devreme, da, foarte devreme. Deja în rândul tinerilor observăm o pierdere a dinților și un pic îngrijorător. Cât rezistă un implant dentar? Vârsta este favorizată de anumiți factori, să zic așa. Odată inserarea implantului, deci medicul chirurg își face bine treaba, pacientul va trebui acasă să aibă o igienă extrem de bună. De ce zic extrem de bună? Pentru că am observat, după inserarea implanturilor, pacienții stau mult mai liniștiți, se simt confortabil. Cred că dacă au o lucrare protetică sau, nu știu, fațete, coroane, nu ar mai trebui să își mai îngrijească atât de bine dantura. Și este exact opusul. Ne lovim de o problemă destul de frecventă și aici trebuie să atrag atenția. Deci, un implant, da, are o durată de viață limitată dacă nu avem grijă de el. Cât de diferită este igiena implanturilor față de igiena dinților naturali? Ca și manopere, da, acasă ar trebui să ne spălăm cu periuțe electrice, cu anumite periuțe tip brăduleți care se inseră între coroanele dentare sau trebuie spălată zona din jurul implantului. Este foarte important lucrul acesta, plus ață dentară, da, dacă dinții limitrofi sunt naturali. Sau ață dentară superflosul. Și dacă avem implant? Da, între coronița implantului și dinții adiacenți, dinții vecini, da, automat trebuie folosită ață dentară și dușul bucal. La purtătorii de proteze dentare, de lucrări, și mă refer coroane solo pe dinții unitari sau punți dentare, trebuie folosit obligatoriu dușul bucal. Dușul bucal ne ajută foarte mult pentru că el curăță, da, curăță foarte bine zona dintre coroană, deci ceea ce se vede în gură, și spațiul de sub, subiacent. Este foarte important. În dușul bucal se pune apă de gură, ori diluată cu apă normală, ori folosită ca atare, da, în concentrație mai mare. De regulă se folosește cu clorhexidină. Este un agent bactericid foarte bun. Dacă nu ne îngrijim dinții naturali, știm ce pățim, carii, inflamarea gingiilor, ce se întâmplă în cazul implanturilor? În cazul implanturilor se produce o așa zisă resorpție, da? Osul se retrage ușor-ușor, acolo apar depozite de placă bacteriană și în timp implantul se mobilizează și cade. Până să cadă, apar niște fenomene inflamatorii, gingie roșie, inflamată, edemațiată, pot să apară și sângerări, da? Dar în cazuri avansate. În primă fază observăm o ușoară distanță între coroană și implant. Un mic luft care ar trebui să ne dea de gândit. Odată cu trecerea timpului, dinții se îngălbenesc, fie din cauza alimentelor pe care le consumăm, fie că vârsta spune cuvântul, și tot mai multe persoane sunt preocupate de albirea dinților, dar nu întotdeauna un dinte alb este și unul sănătos. Însă, dacă rămânem un pic în zona asta, care sunt cele mai noi tehnici de a ne albi dinții? Tehnica albirii cu zoom, da? Este foarte bună, este foarte sigură, fiind făcută aici, în clinică, putem să dozăm intensitatea lămpii. Ea are trei intensități, joasă, medie sau high, adică, iar concentrația, producătorii au scăzut concentrația tocmai pentru a nu mai exista acea sensibilitate de după albire. Este undeva la 6%, este foarte sigură și pacientul își poate continua procesul de albire acasă, îi se fac niște gutiere speciale conform anatomiei și morfologiei dinților lui și poate folosi un accelerator acasă. Aceasta este cea mai nouă metodă. Deci albirea în clinică, în cabinetul dentar, plus complementar acasă o albire dozată. Da? Și ultima întrebare, ce părere aveți despre tratamentele prin care ne albim acasă singuri dinții?
Nu le consider... Albirea necontrolată. Albirea necontrolată nu e bună, pentru că pacientul nu știe ce substanțe să își procure, se face necontrolat, adică ori poți să ții substanța în acea gutieră pe timpul nopții și o ții mult prea mult, sau zilele în care se face albirea pe timpul nopții sunt mult prea multe. De exemplu, am văzut pacienți undeva la 2 săptămâni au folosit gutierele timp de fiecare noapte, ceea ce este mult prea mult. Și aici ajungem la alte probleme și sensibilitate. Ajungem, da, putem să ajungem la o sensibilitate care nu mai este reversibilă, adică ea este păstrată în timp îndelungat. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul din această dimineață și pentru toate informațiile. Dragilor, faceți o investiție atunci când apelați la un implant, așa că aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că un zâmbet frumos vă dă și foarte multă încredere în voi. Nu ține doar de partea estetică și curând sper să ne dăm masca jos și să ne vedem unii altora zâmbetul. Pe mâine dimineață! Mulțumim din suflet, Irina. Iată-mă ce zâmbet frumos am, cu toată încrederea. Îți spun în acest moment, vreau să-mi spui dacă am sau nu zâmbet frumos. Îl ai, dar n-ai fațete. Am întrebat, n-am spus că l-am. Am pus o întrebare, am sau n-am? Mâine aștept răspunsul de la tine, Irina Mohora. Îți mulțumim tare mult. Mă, de poți să-mi spui și tu dacă am sau n-am zâmbet frumos și dacă e scris în stele să-l păstrez sau nu. Ai zâmbetul frumos, nu știu, eu una râd în continuu de când colegul nostru, Traian, regizor de platou, a intrat cu cadru. Zicea la Zodia asta, ați văzut? Cu pupitru de la Scorpion. Cu pupitru de la știri, nu cu cadru, da. Și s-a văzut în deci, cadru, da. Eu de atunci râd în continuu. Nu de cadru, l-ai făcut un pic așa, dar el merge pe 20 și Mădălina. Ia vino, Traian, să te bană lumea, că mergi fără cadru. Dar vine vino, că tu de fapt erai după pupitru, nu după cadru, ia uitați. Zodia Scorpion, am zis la Zodia Scorpion, adaptabilitate la locul de muncă. Ai văzut? S-a adaptat. S-a adaptat perfect. Mulțumim. Ce ne mulțumim, mai zic? Haideți să vă mai zic. Haideți. Berbec. Petreci prea puțin timp cu tine și cu cei dragi, acorzi prea puțin atenție bucurilor sufletului, iar astăzi s-ar putea să ai unele conștientizări de natură să te trezească la realitate. Poate este vorba de un reproș al părinților care pune degetul pe rană. Taur, amintiri situații din trecut revin acum în mintea ta și lupți să le rezolvi și să le depășești pentru că ți-aduc anxietăți și tristeți. Simți nevoia de a spune ce ai pe suflet, poate chiar de a-și cere iertare, dar va trebui să o faci fără să aștepți nimic în schimb. Gemeni, azi ai tendința de a face niște cheltuieli pe fond emoțional ca să spăcălești de fapt o altă nevoie pe care nu o conștientizezi întocmai. Este momentul să renunți la mai face totul după un tipar impus și să te pui în valoare altfel. Rac, luna guvernatoarea ta îți tranzitează zodia și te încarcă cu sensibilitate, însă azi ai tendința de a o duce la extrem. Pot veni situații profesionale care te vor obliga să te adaptezi din mers și faptul că ți iese îți va aduce bucurie. Leu, ai nevoie de mai multă liniște pentru a spune ordine în gânduri, pentru a-ți analiza niște idealuri către care tinzi. Posibil să conștientizezi că anumite teorii care cândva funcționau, acum se cer adaptate prezentului. Fecioară, s-ar putea ca pentru a-ți înțelege anumite emoții și trăiri interioare să ai nevoie de sfatul prietenilor. Este o zi bună să deschizi o rană, să vindeci o teamă care te macină, mai ales dacă ai pe cineva alături care să te susțină. Balanță, poți avea ocazia să te afirmi într-o negociere sau poți veni cu o soluție remarcabilă la o problemă profesională. Nu ezita să te pui în lumină, să lupți pentru scopul tău, indiferent de ceea ce îți vor spune ceilalți. Scorpion, simți că trebuie să faci unele schimbări profesionale sau poate vin situații la locul de muncă ce își cer să te adaptezi unor noi contexte. Ascultă-ți intuiția, dar ascultă-ți și ideile, propunerile și teoriile celorlalți. Săgetător. Deci colegul meu Scorpion, da? Colegul meu se bucură în spate. Dacă l-ați vedea pe Traian, se transează de bucurie. Săgetător. Ce bucuros e! Lăsează-mă, ca să vadă că nu râdem de nebuni. Ia! Domnii, Scorpionul. Scorpionul. Superb. Săgetător. Săgetător.
S-ar putea ca astăzi, dincolo de tot elanul și optimismul de care dai dovadă, să ai parte de conștientizarea unor frici sau atașamente sentimentale care nu te lasă să evoluezi. Poate fi vorba de lipsa de stimă de sine care îți pune piedici. Capricorn, s-ar putea ca astăzi să supărezi o rană emoțională sau să fii dezamăgit de partenerul de viață. Ai tendința de a te retrage în sinea ta, de a te feri și a refuza tot ce vine din partea celorlalți. Vărsător, azi dai dovadă de acea doză de curaj necesară pentru a pune la punct niște colegi băgăcioși sau pentru a purta acel dialog menit să aducă îmbunătățiri programului, sarcinilor, oricum unui context legat de locul de muncă. Pești, posibil că astăzi să nu-ți poți exprima niște talente, pasiuni, nu la adevărata lor capacitate și valoare, sau să ai sentimentul că persoana iubită, chiar și copiii, dacă ești părinte, nu-ți dau valoarea pe care o meriți. Dragii mei, atât pentru astăzi. Mă gândeam că și eu am ascendentul în Scorpion. Da. Și m-am adaptat. Tu cu păpușa gonflabilă, imediat m-am adaptat. Adaptabil, noi n-ai ce să zici eu. Iar eu am realizat, după ascendentul meu berbec, că trebuie să-i cer iertare mamei mele, că stau prea puțin cu ea, petrec prea puțin timp. Ia uite, zi acum, Mădălina. Mama. Mama, să știi că te iubesc și chiar dacă n-am timp să stau cu tine cât de mult mi-aș dori, eu te iubesc mult. Să-și sune toată lumea mamele. Astăzi să ne sună mamele, da, să le spunem cât le iubim. Sau pe cei dragi, că poate nu toată lumea și are norocul Bianca? Nostru. Și lăsați-mă să-mi revin. Și ia, Bianca. Foarte, foarte scurt. E ziua bunicii mele. La mulți ani, bunica mea. Ce-mi vine mie bunica ta? Dacă eu sunt, nu socru, nu, nu păi știu. Pentru că eu îi spun mamă, poate să fie mama soacră. Doamne ajută! Doamne ajută! Și pentru că ne-am sensibilizat suficient, eu nu mai pot cu lacrimi, nu mai pot cu sensibilitate, este timpul să dansăm, să ne simțim bine și să ne trezim, pentru că este dimineața. Bună dimineața, Adina Postelnicu! Bună dimineața, bine v-am găsit și pentru prima dată la voi aici în studio trebuie să iau o piatră în gură. Eli! Dă-ți-mi un bolăban! Să dansăm! Eli! Eli. Mulțumesc. Te invităm aici. Seară bună, mulțumesc. Și nu m-am mai simțit singură. De obicei eu eram cu fetele dansatoare după mine, patru la număr. Și asta am spus că nu m-am simțit. Mă gândeam, zic, Doamne, cânt o piesă ritmată, fără fete, e așa ciudat, fără ale mele cu coreografia, dar a fost perfect. Felicitări fetelor. Mulțumesc. Stai puțin, că avem un final și vrem să știm dacă la hai final. Ah, ok. 2, 3, eu m-am așezat. Hai că merge, hai că merge. Vă iau un concert. Să înceapă concertul odată, Doamne ajută! Fiți atenți că și noi avem un final! Uai de păi, capul pe noi nu ne-ai remarcat? Ba da, 3, 2, cum 1, să și... Undeva în 1900 taună, e perfect! Și deci cu voi! Și noi aveam un final, dar l-am lăsat surpresa! All this but gold is, ce să... E bine, nu e niciun e fel bine. De problemă, dacă nu ne-ai remarcat, îmi iau eu revanșa astăzi gaba, la... Gaba, m-am remarcat, am eu un joc! Nu ne remarcat pe noi! Hai, trece în fața aici și dansează, hai! Nu, nu, nu! Am dansat, am făcut și finalul. Mi-am pregătit altceva în această dimineață. Vreau să vă arăt deja. Dar puțin mai târziu, așa îmi voi lua eu revanșa. Vă povestesc. Ce e acolo? Ce e acolo? Încă nu le zice. Stai așa, că te pregătim. Ce, okay. Ce faci tu, Adina? Cum ești? Păi ce să fac? Acum, în perioada asta nebună, cresc copilașul, îmi cresc bebelușul. Nu știu... Poate o să sune prost. Pentru mine pandemia asta, într-un fel sau altul, a fost binevenită, pentru că altfel probabil că aș fi fost foarte mult pe drumuri. Cât are bebelușul? Un an și trei luni, face acum pe 3 decembrie. Mulți ani, la mulți ani. E fată mare și tot timpul mi-l dedic ei și sunt foarte fericită pentru că am așteptat-o atât de mult, aproape 20 de ani să stai să aștepți un bebeluș, înseamnă ce ceva frumos. Și când vine, când a venit acum pe lume, pentru mine a fost perfect. Ce dulce e! O vedem în imagine chiar acum. E, sunt topită după ea, seamănă cu taicăsu. Seamănă cu taicăsu, e bucățică ruptă din tăticul ei. Cumva și de la mine a luat, are ochii cameleonici, așa, ba sunt verzi, ba sunt căprui, eu tot aștept să facă verzi, verzi. Ștergeți-vă la guriță, fetelor, ștergeți-vă la guriță. Doamne, da, e dulce rău. Da, încă...
încă alăptez și zic, măi, zic, poate totul se schimbă culoarea după ce termin de alăptat, se stabilizează, verzi, verzi. Și ai spus că mâine sărbătoriți, nu? Mâine împlinește mâine un an și trei luni. Da, un an și trei luni, da. Și o cheamă? Zeinab Maria. Zeinab a ales taicăsul, că el fiind arab, na, trebuia, a avut și fiind tată, trebuia să aleagă și el un nume, l-am lăsat. Da, dai voie și lui. Și el tată, da. Și Maria am ales eu pentru că întotdeauna am spus că dacă am să am o fetiță, o voi numi Maria. Eu mă rog la Fecioara Maria și ea mi-a și adus-o pe lume. Zeinab în arabă înseamnă darul prețios al tatălui și în secunda în care mi-a spus cum își dorește să o numească, crede-mă că mi-au dat lacrimile, da, uite și acum am emoționat, deja tremură vocea. Da. Foarte frumos numele, da, și chiar e fost un dar, un bebeluș. Așa, pentru noi, cel puțin pentru mine, a fost un dar. Dacă el aș fi fost cu o altă fată, probabil că ar fi făcut mai repede, nu știu ce să zic. Vorbim de Glens, el este tăticul bebelușului. Și tăticul lui Zeinab, logodnicul meu, vom vedea dacă ne-am și căsătorit, nu știu că nu e o prioritate pentru noi, n-a fost niciodată. Lucrul ăsta, de ce? Eu am citit un lucru care mie mi s-a părut foarte interesant. Chiar apropo de Glens, el dresează papagali pe care ulterior îi vinde? Îi vinde? Nu. Doar îi dresează? Nu. Doar adică îi dresează. Avem papagalii noștri, Ara. Deja cred că au 1,5 m acum, sunt foarte mari. Wow. Au căsuța lor în curtea noastră, acolo, făcută separat. Și ea de foarte mici și... îi crește, ei vor trăi cu siguranță mult mai mult decât trăim noi. O să-i lăsăm moștenire lui Zeinab. A stabilit un număr la care o să zici stop, gata. Deocamdată avem doi. Da, el își dorește mai mulți. Nu, el se gândea la un moment dat să facă o afacere din chestia asta, dar nu cred că o să poată, pentru că iubește foarte, foarte mult animalele și nu-l văd făcând să se desparte de ele la un moment dat. Da, e... nu-l văd făcând o afacere din lucrul ăsta, dar mă rog, eu îl încurajez dacă o să-și dorească. Deocamdată ai noștri au 5 ani. Se împerechează undeva pe la 7 ani și există posibilitatea să nu se împerecheze, deși ei stau împreună de mici, avem fetiță și băiețel. Da, s-ar putea să nu se placă din punctul ăsta de vedere, să fie doar prieteni și atât. Vezi, e vorba și de o chimie la animale. E o nebunie întreagă, să știi. Da, exact. Da. E și managerul lui Glens. Da, sunt și managera noastră a trupei Heaven de la începuturile noastre, acum a mea și a lui. Mă bucur că a avut încredere în mine și că m-a ales să-l și reprezint din punctul ăsta de vedere. Până la urmă știi cum e, în familie se face business-ul și cine trage mai bine decât tine, pentru tine decât logotnica în cazul meu. Eu zic că am făcut treabă bunicică, a avut câteva piese number one, de fapt majoritatea. În ultima perioadă a vrut să treacă și pe partea asta de underground și acum cam la 1,5 luni lansează câte o piesă underground și a dorit el lucrul ăsta, n-am putut decât să susțin și... Na, acum cu conceptele toată lumea știe că stăm acasă cu brio, nu se pare problema, dar așteptăm să-și revină lucrurile și să urmăriți canalul, să intrați pe Glens și a făcut și canalul lui și acolo lansează piesele. Eu o să lansez probabil după ce o să se termine toată nebunia asta, sincer, piesa e pregătită de mult, dar am zis că n-are sens în perioada asta să-i dau drumul acum, mai așteptăm puțin. Aș vrea să întreb dacă avem timp să-mi iau și eu revanșa, dacă nu avem timp, dacă avem. Nu avem timp. Ce revanșă vreți? Am aflat deja treaba asta. Ceea ce înseamnă că trebuie să revii la un moment dat, pentru că pregătisem aici 3 păhărele, să jucăm cine minte mai bine. Cu alte cuvinte, era o masă foarte frumoasă, acolo dădeam cu un zar, vedeam dacă spunem sau nu adevărul, dar o să facem treaba asta altă dată. Simt cum a mers în perioada asta de pandemie, v-ați descurcat, ce activități ați găsit, cum vă petreceți timpul? Eu ți-am spus, la mine e simplă ecuația. De dimineață până seara, Zeira mă ocupă tot timpul. De descurcat, n-am avut încotro. Bine, nu. Pe noi ne-a și prins nebunia asta cu o casă în construcție. Oh. Da. Sperăm acum în decembrie să ne și mutăm. Ați terminat-o, casa? Mai avem de făcut exteriorul. O să-l facem în primăvară, că asta e, au fost foarte, foarte, foarte multe, plus că noi ca și business mai aveam o firmă de organizare de evenimente și acolo s-a oprit treaba, dar slavă Domnului că eu sunt o tipă destul de strângătoare și am avut timp să pun deoparte, să pun și deoparte și să putem să ne descurcăm. Deci să aducem și cadou de casă nouă, ne auto-invităm acum. Păi cum să nu, vă aștept cu mare drag și abia aștept de...
5 ani, cel puțin, eu m-am mutat apartamentul acum 5 ani, am locuit în apartamentul lui Glenn și aștept să ne mutăm în casa noastră, să simt și eu că am ceva a meu, știi? De gătit, cam asta am făcut. De gătit, noi. Cum stai cu gătitul? Sunt moldoveancă, îți dai seama că stau bine. Adică ar fi chiar curăță. Dacă ai spus asta, nu știi ce ai spus. Te invit aici la masă. Ar fi chiar prost, aici, prost, da. Unde este okay. Angie noastră și care a gătit și poți să-i dai o notă dacă tu gătești bine. Angie, asta e. Ce ai făcut acolo, Angie? Ce ai pregătit? Am făcut o chestie foarte de dietă, iubita, să știi. Așa. Mamă, deci cum miroase, nu vreți să știți. E foarte bun. E un piept de pui umplut cu spanac și ricotta și la cuptor, ca să fie foarte de dietă. Stai să-ți dau furculiță și un cuțitel și să probezi sushi și să-mi dai o notă. Poftim, dragă mea. Pereșteanu, l-ai pierdut. Pereșteanu. N-am făcut bine ce-am făcut. Lasă la bine microfonul că te ajut ca să poți mânca, să ne spui exact ce și cum este. Uite, invitatul. Ia. Mamă, frige. No, serios, deci, îți place? Foarte serios. E o chestie. Crede-mă foarte că bună. Nu sunt genul care să spună doar de fața de ceva. Dar ne-am simțit mirosul și după miros o gospodină știe dacă e și mâncarea bună. Deci e perfect, e perfect. Bravo, Angie. 20, nu 10. Știam exact că pot avea încredere în tine de fiecare dată și că nu ne faci de minune, ești aici cu noi de fiecare dată să gătească extraordinar. Zi tu că n-am dreptate. Deci piept de pui umplut cu spanac și ricotta. Mm-hmm. Da. Asta găsim fost... rețeta pe Facebook, da? Da, pe Facebook-ul nostru este rețeta cu capunzori. Suntem și pe Instagram, tot cu capunzori. Și iată-ne că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Dar nu e nicio problemă, mâine de la ora 7:05 suntem din nou aici, în formulă completă. Bianca, Patrici, Liza Sabău, Gabriela Fereșteanu, Angie Cobuție. Și deja poate rămâne și Adina? Ce zici, rămâi Adina, cu rămâne? Adina, rămâi și tu? Păi? Mâine, 7:05 suntem tot aici pe TV 1 cu capunzori. Vă dorim să aveți o zi minunată și să rămâneți cu programele televiziunii române.